Bun e vinul Ghiurghiuliu, cules toamna mai târziu, așa spune un cântec inspirat din realitățile satului românesc. Dacă și în acest an vinul este bun, ne spune colega noastră Elena Picu. Interesant este că a aflat despre licoarea lui 2019, aflându-se la un eveniment dedicat răvășitului oilor. Să urmărim! Ia mai toarnă un păhărel, să ne înveselim nițel. Și vedeți cum stați cu vinul, lăsați-mi mie pe linul. Bună ziua, bine v-am găsit! Cu mare drag, bine ați venit! Ia să vedem! Haideți să încercăm la o sărbătoare frumoasă românească, într-o atmosferă superbă, într-o locație superbă, un vin românesc cu o legendă de peste 2000 de ani, vinul pe lin de Urlați. Ia să vedem! Vă mărturisesc sincer că nu sunt o fină cunoscătoare, dar sper că atât eu cât și telespectatorii să căpătăm cunoștințe în plus și să putem valoriza într-adevăr un vin pe lin care cred că și din câte mi-aduc aminte este unul cu o foarte bună tradiție. Avem aici un vin pe lin lucrat pe o bază de Cabernet Sauvignon, vinificat în roze. Avem 8 plante macerate direct în vin, preponderent pelinul pe care îl avem și aici alături de noi, plante curese din flora spontană. Avem și variantele de vin pelin alb, pe o bază de fetească albă, și pe o bază de fetească neagră avem vinul pelin roșu. Legenda spune că romanii au inventat acest tip de vin, luând vinul și transportându-l la Roma, de foarte bună calitate pentru pretențioși și patricieni. Puneau pelin în el, pelin cules în luna mai-iunie, atunci când el este înflorit și fructifică deja, pentru a nu casa, spunem noi, pentru a nu se strica vinul. Pelinul, știm, un fel de conservant? Un fel de conservant. Noi am păstrat tradiția, am dezvoltat-o și o ducem mai departe, de aceea recomandăm cu încredere pelinul de Urlați ca un medicament. Vinul este oricum un medicament, dar pelinul de Urlați este un dublu medicament.